Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Legătura sacră a căsătoriei. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 5, cu versetul 32 și o invităm pe Ioana să ne-l spună. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Mulțumim frumos, Ioana! Când Dumnezeu a făcut lumea noastră, El a oferit omenirii două daruri foarte speciale. Aceste daruri aveau să aducă bogăție și să dea stabilitate și sens vieții, ajutând la păstrarea și încurajarea relațiilor pe care El le-a gândit să fie o bucurie pentru noi. Unul dintre daruri, sabatul zilei a șaptea, ne protejează relația cu Creatorul nostru. Celălalt dar, căsătoria, ne protejează relațiile sociale cu alți oameni. Într-o lecție anterioară am studiat darul sabatului. În această lecție vom învăța ce spune Biblia despre căsătorie. Când Dumnezeu a înființat căsătoria, El a intenționat să fie un lucru foarte bun. Când principiile divine sunt recunoscute și respectate în această relație, căsătoria este o binecuvântare. Protejează puritatea și fericirea rasei, asigură nevoile sociale ale omului, înalță natura fizică, intelectuală și morală. Știați că instituția căsătoriei este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care ni le-a dat Dumnezeu? Dumnezeu a rânduit ca bărbatul și femeia să fie uniți în căsătorie sfântă pentru a ridica familii care, încoronate cu onoare, vor fi simboluri ale familiei din cer. Căsătoria, atunci când este însoțită de puritate și sfințenie, adevăr și neprihănire, este una dintre cele mai mari binecuvântări date familiei umane. Când Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva, El i-a unit ca soț și soție. Bărbatul și femeia au devenit un singur trup. Dumnezeu este acela care unește un soț și o soție și nimeni nu ar trebui să separe ceea ce Dumnezeu a unit. Păcatul însă a distrus frumoasa armonie a creației lui Dumnezeu și în curând Satan a început să atace instituția căsătoriei. În Genesa 4:19 citim despre primul bărbat care și-a luat două neveste în loc de una. În Genesa 6:1-7 aflăm despre numeroasele căsătorii dintre credincioși și necredincioși, fapt ce a contribuit la răspândirea rapidă a nelegiuirii. Pe tot parcursul istoriei lumii, vrăjmașul lui Dumnezeu a purtat un război continuu împotriva căsătoriei și familiei. Satana a introdus nenumărate forme de viciu, corupție și perversiune. Toate acestea au umplut lumea de durere și nefericire. Dumnezeu a spus că legea sa protejează căsătoria. În Exod 20:14 găsim scris: să nu prea curvești. Trei cuvinte numai, dar ce înțeles larg au! Această poruncă interzice nu numai faptele de impuritate, dar și gândurile și dorințele sensuale sau orice practică ce are tendința să le incite. Puritatea este de dorit nu numai în viața exterioară, dar și în intențiile secrete și emoțiile inimii. Hristos, care ne-a învățat obligativitatea extinsă a legii lui Dumnezeu, a declarat că și gândurile sau privirile păcătoase sunt păcate la fel de reale precum înfăptuirea nelegiuită. Așadar, această poruncă nu a fost dată doar pentru cei căsătoriți, ci pentru toată lumea. Dacă ne obișnuim să avem gânduri și activități curate, vom ajuta la protejarea instituției sacre și sfinte a căsătoriei dată de Dumnezeu. Să presupunem că te pregătești să cumperi prima mașină. După ce ai economisit destui bani, vizitezi câteva puncte de vânzare de mașini și găsești ceea ce consider că este mașina potrivită pentru tine. Cât de mulțumit ești când ai cumpărat-o și poți în sfârșit să conduci spre casă. Cu toate acestea, după ce o conduci o lună, descoperi că de fapt nu îți place mașina aceea deloc. Ce poți să faci
Ei bine, poți să continui să o conduci sau poți să o vinzi și să-ți cumperi o mașină nouă. Depinde de tine. Alegerea unei soții sau a unui soț este însă un lucru diferit. Când un bărbat și o femeie se căsătoresc, ei fac un legământ solemn. Amândoi promit să-și fie credincioși unul altuia cât timp trăiesc. Aceste jurăminte sacre, la care stau martori Dumnezeu și oamenii, leagă cuplul pe viață. Și conform Bibliei, sunt doar două situații în urma cărora un soț sau o soție pot căpăta libertatea să se căsătorească cu altcineva. Prima situație este cauzată de moarte. Când un soț sau o soție moare, jurământul căsătoriei s-a încheiat. Persoana rămasă în viață este liberă să se căsătorească cu altcineva. În Romani 7 cu 2 și 3 găsim scris, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Cealaltă situație, în urma căruia un soț sau o soție este eliberată de jurământul căsătoriei, o aflăm într-o conversație a lui Iisus cu unii farisei. Matei 19:3. Farisei au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Iisus le-a cerut să se gândească la istoria creației care dezvăluie planul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Matei 19:4-6. Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dacă însă unul dintre cei doi este în mod constant necioplit și leneș, este dificil să trăiești cu cineva care are aceste trăsături, dar ele nu anulează jurământul căsătoriei. De aceea este important să descoperi dacă un, o potențial partener sau parteneră are vreunul dintre aceste atribute. Înainte să faceți acest pas, observați dacă nesimțirea sau lenea sunt printre caracteristicile partenerului, precum și dacă nu cumva are probleme de furie, deoarece furia și abuzul pot fi un motiv pentru a trăi separat, chiar dacă nu este un motiv pentru divorț. Potrivit lui Iisus, niciunul dintre cele enumerate mai sus nu sunt motive valabile pentru divorț. Legea lui Dumnezeu permite doar un singur motiv, iar acesta este cazul în care unul dintre ei a comis adulter. Matei 19:6. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Mai târziu, Pavel a explicat că dacă un creștin își lasă soția pentru orice alt motiv în afară de adultor, atunci nu e liber să se căsătorească cu altcineva. Ar trebui fie să se întoarcă la soția lui, fie să rămână singur. În 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetele 10 și 11, citim: celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Ideea este chiar simplă. În conformitate cu legea lui Dumnezeu, o persoană nu poate fi căsătorită cu doi oameni în același timp. Și dacă nu cumva adulterul a anulat jurământul sacru al căsătoriei, Dumnezeu îi consideră în continuare pe cei doi căsătoriți, chiar dacă ei au obținut un divorț legal. Pare Scriptura prea strictă? De ce este legea lui Dumnezeu atât de inflexibilă? Dacă vezi o bucată de hârtie suflată de vânt pe stradă, probabil că vei presupune că este un gunoi. Ce ai spune însă dacă ai vedea aceeași bucată de hârtie într-un seif bancar sau expusă într-un muzeu, într-un mediu cu umiditate controlată? Evident, trebuie să aibă o mare valoare pentru cineva. Ce anume face diferența?
Cu cât un lucru are mai multă valoare pentru noi, cu atât mai mult îl protejăm. Dumnezeu face același lucru. El a înconjurat căsătoria cu o protecție puternică, iar acest lucru ne spune cât de mult urăște infidelitatea maritală. El vrea să știm că uniunea căsătoriei este un angajament foarte serios și că nu ar trebui să o tratăm niciodată ca pe o chestiune de mică importanță. În Evrei 13:4 găsim scris: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Maleahi 2:15-16, luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. Este ușor să vezi cum această lecție se aplică oamenilor care sunt căsătoriți, dar ce le spune ea celor care nu sunt căsătoriți încă și poate că nici nu se vor căsători mulți ani de acum înainte? Tinerețea este perioada în care trebuie să înfrângem orice deprindere care ar duce la adulter, un păcat care adesea își are originea în obiceiuri cu care ai de-a face chiar acum. Unul dintre acestea este fabularea sau visatul cu ochii deschiși, un păcat mental care îți slăbește capacitatea de a evita păcatul fizic mai târziu. Imaginarea scenelor de curăție este o încălcare a poruncii a șaptea, Matei 5:28. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Iisus a condamnat gândurile păcătoase, deoarece duc la fapte păcătoase. În ziua de azi sunt numeroase cântece, filme, reviste, cărți, panouri publicitare, site-uri de pe internet și jocuri video ce conțin imagini și cuvinte care ne ispitesc să nutrim gânduri necurate. Prin puterea lui Dumnezeu, păstrați-vă ochii și urechile curate, umplându-vă mintea cu lucruri curate și bune. Rezistați cu fermitate oricărui gând, cuvânt sau activități necurate. În 2 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 5, găsim scris: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În Psalmi 19 cu 14, găsim scris: primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și ispăvitorul meu. O nuntă nu poate reforma caracterul. Caracterul pe care îl avem în momentul căsătoriei îl ducem cu noi mai departe în viața de căsnicie. Dar hrănindu-ne zilnic cu învățăturile cuvântului său, Iisus ne transformă. Perspectiva biblică în privința căsătoriei conține o lecție pentru oricine nu este căsătorit încă. Hotărâți să fiți foarte atenți să nu vă căsătoriți cu persoana nepotrivită. Nu vă permiteți să faceți o greșeală în alegerea soțului sau a soției, deoarece nu aveți o a doua șansă. Trebuie să alegeți bine din prima. Căutați sfatul lui Dumnezeu prin rugăciune și studiind subiectul căsătoriei cu mare atenție în Biblie, în cărțile Căminul Adventist și Sălii pentru tineret. Asemenea lui Daniel, în Babilon, urmați fiecare principiu pe care îl cunoașteți, indiferent dacă ceilalți fac sau nu la fel. Acest lucru vă va proteja și dacă vă veți număra printre norocoșii care au binecuvântarea unor părinți evlavioși, urmați-le sfatul și înțelepciunea. Fiți binecuvântați ca să faceți alegeri bune și plăcute înaintea lui Dumnezeu. Domnul cu voi!